Mulți ne-am pus întrebări în legătură cu această figură misterioasă. Sfântul Dionisie Areopagitul sau Pseudo-Areopagitul? Acest video încearcă să răspundă acestei întrebări, să facă niște clarificări și niște distincții și să ne împărtășească câte ceva, măcar cât de puțin, din bogata lui doctrină privitoare la cunoașterea lui Dumnezeu. Și anume că noi Îl putem cunoaște pe Dumnezeu și cu inima și că și atunci când nouă ni se pare că El este foarte departe de noi, El este în inima noastră, în chip misterios. Bună, sunt Dr. Josh, aici la God Be With You, unde vă împărtășim chitare culturală spre împlinire spirituală. Sfântul Dionisie Areopagitul este prăznuit de biserică în 3 octombrie. Și este un personaj biblic în sensul că este pomenit în Sfânta Scriptură și anume în Faptele Apostolilor, capitolul 17, și anume acolo unde se povestește despre predica Sfântului Apostol Pavel în Areopag. Dacă ne referim la acest personaj biblic și vom încerca să-l înțelegem, vom afla din tradiție ceva din biografia lui. Se spune că era originar din Atena, că a studiat științe, filozofie la Atena și în alte locuri din zona mediteraneană și că în Egipt, împreună cu prietenul său Apolofanes, a deprins astrologia sau citirea stelelor în centru cel mai faimos al timpului, la Heliopolis. Acolo se afla Dionisie Areopagitul în momentul în care Mântuitorul Hristos era răstignit pe cruce și el mărturisește aceasta într-una din epistolele sale, în epistola a 7-a, spune că la Heliopolis se afla el atunci când a avut loc întunecarea soarelui peste tot pământul în momentul răstignirii Mântuitorului Hristos. El a văzut acolo o eclipsă, dar mai ales i-a înțeles sensul profund. Mai mult decât un cititor în stele, a fost un cititor al unui semn divin, adică a fost un profet. El a afirmat atunci textual, ori Dumnezeu pătimește, ori lumea se sfârșește. Când Sfântul Pavel l-a întâlnit în Areopag, Dionisie Areopagitul și-a adus aminte de acea eclipsă de soare și a înțeles că despre acel Dumnezeu îi povestea Pavel. Și atunci, împreună cu tânăra Damaris, Dionisie a devenit ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Se spune că, ulterior, Dionisie a ajuns episcop al Atenei în locul predecesorului său, căruia i-a fost și ucenic, și anume Sfântul Ierotei, pe care biserica îl cinstește și pe el în ziua următoare. Dar sub numele lui Dionisie Areopagitul se mai ascund alți doi autori, alți doi sfinți, alți doi Dionisie. Și anume, unul care a ajuns în Galia și a predicat în Paris, un Dionisie, încreștinătorul Parisului și care în vremea lui Domitian a fost decapitat. Și spune biografia lui că atunci când i s-a tăiat capul în timp ce mergea, el și-a prins capul în mâini și a mai mers încă câțiva pași și întâlnind-o pe o tânără, Catulla, i-a pus capul lui în mâini. Trupul lui a fost îngropat ulterior cu cinste de către creștini și pe mormântul lui a fost ridicată actuala abație care și poartă numele Saint-Denis din Paris. Sfântul Dionisie îi este fondator și patron și până în zilele noastre, orașul Paris îl are ca ocrotitor. Iar al treilea Dionisie Areopagitul este unul de mai târziu, de prin secolul al V-lea, și anume autorul unor scrieri cunoscute sub numele de Corpusul Areopagitic. Aceste cărți, scrise în limba greacă, au fost dăruite cândva abației Sfântului Dionisie din Paris, în Evul Mediu, și au fost traduse mai întâi de Hilduin și apoi
de Ioan Scotus Eriugena, care pe aceste scrieri și-a întemeiat întreaga lui doctrină filozofică. Dionisie este cunoscut așadar din Evul Mediu Târziu. În schimb, în răsărit, el a fost cunoscut din Evul Mediu Timpuriu, din secolul V, probabil, pentru că prima atestare a circulației acestor scrieri s-a avut în anul 532, când a avut loc un conciliu la Constantinopol și când aceste scrieri au fost aduse ca argument, ca martor, de către ereticii monofiziți severiani, adică acei monofiziți, adică acei eretici care credeau că în persoana lui Hristos există o singură natură, și aceștia se numesc și severian pentru că țineau sau aparțineau viziunii lui Sever al Antiohiei. La acele dezbateri, episcopul Ipatia al Efesului a pus în dubiu autenticitatea corpusului areopagitic. A afirmat: aceste scrieri nu aparțin lui Dionisie Areopagitul din Faptele Apostolilor, ci sunt puse doar sub numele lui. Această tradiție a contestărilor a continuat. În Evul Mediu, în Occident, de exemplu, Lorenzo Valla și Erasmus din Rotterdam au contestat autenticitatea acestor scrieri. În schimb, ele au fost apărate vehement până în zilele noastre de către gânditorii francezi. Normal, pentru că ei, pe Dionisie Areopagitul, își întemeiau doctrina încreștinării lor, neacceptând că, de fapt, era vorba acolo de o suprapunere între doi Dionisie. Că autorul corpului areopagitic se numea Dionisie sau nu, asta nu putem ști, pentru că nu știm cine este autorul. Probabil că autorul era din zona siriană și care cunoscuse neoplatonismul la Atena, pentru că scrierile areopagitice au suferit influența neoplatonismului. De exemplu, în lucrarea Numele Divine, în capitolul 4, se resimte influența scrierii Existența Relelor a lui Proclu, care murea în 485, de asemenea, manualul cu elemente de teologie a lui Proclu se regăsește de-a lungul întregului corpus areopagitic. Care sunt lucrările din acest corp? Prima lucrare este Ierarhia Cerească, în care este prezentată ierarhia îngerilor, împărțiți în grupe de câte 3 cete până la 9, grupe de 3 triade, ca și Eneadele lui Plotin. Și că, afirmă Sfântul Dionisie Areopagitul, care a luat o viziune păgână și a încreștinat-o, profund încreștinat așadar, nu este o simplă asumare de elemente păgâne puse în doctrina creștină, el spune că atunci când avem două niveluri existențiale, ființele cele mai de jos din nivelul superior și ființele cele mai de sus din nivelul inferior ajung să se atingă fără să-și depășească granițele existențiale. În felul acesta, iată, de la Dumnezeu spre îngeri pornește iubire și comunicare, apoi de la îngeri din treaptă în treaptă, din ceată în ceată, și apoi între îngeri și sufletul omenesc este, iată, ultimul hiatus pe care această comunicare sau comuniune îl depășește. Altfel spus, îngerii, din nivelul cel mai de jos, adică cel mai apropiat nouă, comunică sufletului omului, pentru că sufletul este partea cea mai de sus a ființei umane, prin spiritul său. În ierarhia bisericească, a doua carte, Dionisie face paralelism între structura din cer, adică ierarhia cerească, și partea văzută din biserică, ea însăși împărțită în trei trepte, care sunt cele trei trepte ale ierarhiei sacramentale. În plus, comunicarea dintre Dumnezeu și oameni se realizează, spune el,
prin Sfintele Taine și el face o analiză a acestui proces de comunicare a Duhului Sfânt prin intermediul Sfintelor Taine. Altă carte poartă numele de Numele Divine. Și el spune că lui Dumnezeu îi putem da nume, iar acestea sunt atribute ale divinității, îi putem da nume chiar dacă lui Dumnezeu nu ar trebui să-i dăm nume. Dar dacă el are niște atribute, el le are la modul desăvârșit în comparație cu atributele pe care noi le vedem în ființele raționale de pe pământ, adică în oameni. Dacă noi suntem buni, să știm că bunătatea vine de la Dumnezeu și Dumnezeu este bun, dar El este mai mult decât atât. El este bunătatea însăși, dar este dincolo de bunătate. Și în felul acesta, atributele spun și nu spun despre Dumnezeu. Spun ceva despre Dumnezeu, dar nu spun totul despre Dumnezeu. Ne împărtășesc ceva din Dumnezeu, dar nu ne împărtășesc în niciun caz ființa lui Dumnezeu. Altă carte este numită Teologia Mistică și ia ca model, ca și alt scriitor din vechime, pe Moise, care s-a suit pe muntele Sinai în lumină, dar acolo de fapt a întâlnit întuneric. Pentru că noi avem nevoie să-L numim pe Dumnezeu, dar cuvintele noastre sunt atât de sărace încât spunem mai mult prin tăcere decât prin cuvinte. Și atunci e ca și cum am sta într-un întuneric al nerostirii, al nevorbirii, noi de fapt aflându-ne în lumina cea mai puternică. Așa cum afirma de altfel în secolul 20 și Wittgenstein, care zicea că despre cele despre care nu putem spune, e mai bine să tăcem. Se mai păstrează de la Dionisie și un corp de scrisori, 10 scrisori, a 7-a dintre ele făcând referință la acea eclipsă de soare despre care am spus la început. În ce privește doctrina Sfântului, ea este foarte amplă, este foarte bogată și greu de descris în câteva minute. Voi încerca doar 2-3 idei. De exemplu, Eriugena luase de la Sfântul Dionisie și găsim în doctrina Sfântului Dionisie învățătura sau doctrina celor 3 momente. Celor 3 momente ale divinității. Și anume, noi spunem despre Dumnezeu, despre divinitate, că este stabilitate sau mone. Pentru că Dumnezeu este, El simplu este. Și atunci când a vrut să-și spună numele și l-a comunicat lui Moise, atât a spus: Eu sunt cel ce sunt, adică doar este. Dumnezeu este, lucru care ne duce cu mintea la o stabilitate. Dar nu este doar stabilitate. Atunci când Dumnezeu se manifestă, e ca și cum iese din sine, din acea stabilitate a sa, iese din sine, din al său este, ca să aducă în ființă alte ființe. Acest proces se numește procesiune sau proodos. Când Dumnezeu iese din sine manifestându-se în afară prin creație, prin providență și prin toate lucrările sale. Și există și un proces invers de întoarcere a celor create la Dumnezeu și anume se numește acest proces epistrofe, când lucrurile create de Dumnezeu, ajungând la desăvârșire, se reîntorc în Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu care se manifestase prin procesiune, se reîntoarce în sine prin epistrofe. Un alt aspect al doctrinei Sfântului Dionisie este așa zisa metodă negativă sau apofatică și se referă la cunoașterea lui Dumnezeu. Noi spunem despre Dumnezeu că îl cunoaștem și în același timp el rămâne un necunoscut. Adică, iată, o afirmație prin negație. Noi spunem că pe Dumnezeu îl înțelegem, deci că îl cuprindem și în același timp Dumnezeu rămâne cu totul necuprins de mintea noastră. Și așa mai departe, fiecare atribut afirmat în pozitiv se dovedește atât de insuficient
încât mai multe spun despre Dumnezeu atributele în negativ. Pentru că noi încercăm să spunem cum Dumnezeu este, dar mai fidel ar fi să spunem cum Dumnezeu nu este. Acest discurs despre Dumnezeu este un discurs antitetic sau paradoxal despre Dumnezeu. Și acesta e un alt aspect al doctrinei lui Dionisie. Și anume că Dumnezeu în același timp este și incognoscibil, dar și cognoscibil. Dumnezeu este fără nume, dar Dumnezeu este și cel cu multe nume. Dumnezeu este și inefabil, dar Dumnezeu este și subiect al unui discurs, pentru că altfel orice discuție a noastră despre Dumnezeu ar trebui să înceteze. Iar aceste negații folosite de noi în exprimarea atributelor despre Dumnezeu nu sunt niște lipsuri sau niște privațiuni, ci arată doar insuficiența limbajului nostru, pentru că cele ce ar trebui să spunem despre Dumnezeu depășesc capacitatea de comunicare a acestor atribute. Și încă un aspect, în Dionisie răul nu este absolut, nu există rău metafizic. Răul nu există, ci este doar o participare imperfectă la bine. Această idee o regăsim, cum spuneam la început, și la neoplatonici. Acum, după ce am clarificat că există trei Dionisie cu același nume, suprapuși într-o figură unică, probabil că e bine, vis-a-vis de autorul scrierilor areopagitice, să aplicăm însăși metoda lui, adică să suspendăm discursul, pentru că este foarte delicat, dacă nu imposibil, să spunem cine este autorul acestor scrieri. Sunt unii care au contestat vehement și au pus pe seama unui impostor publicarea acestor texte. E exagerat spus. Acele texte vor fi fost scrise de cineva care le-a pus sub numele lui Dionisie Areopagitul din Cartea Faptelor Apostolilor. Dar asta nu înseamnă că autorul acestor scrieri nu este un om sfânt care a existat istoric și că, într-adevăr, aceste scrieri au un autor al cărui nume noi nu-l cunoaștem. Sunt și alții, precum părintele Dumitru Stăniloae, care, pe linia tradiției, continuă să creadă că autorul scrierilor areopagitice este chiar acel Dionisie.